Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Îndrăznesc să vă spun și astăzi, Hristos s-a înălțat și știu că veți spune adevărat, s-a înălțat, neanulând în niciun caz salutul creștin, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Suntem în praznicul acesta de astăzi, mergând în spate 840 de ani înainte de Hristos. Pentru că astăzi îl pomenim pe Sfântul proroc Elisei, tocmai pentru că e o relație între înălțarea Domnului Hristos și înălțarea lui Ilie la cer cu carul de foc, dacă vă aduceți aminte, în așa fel încât între cei doi el este așezat de data aceasta aici, aproape de înălțare, aducându-ne aminte că a privit spre cer așteptând venirea lui Mesia. Acesta a fost fiul Isafar din orășelul Abel Mehola dinspre Iordan și a trăit cu 800 de ani înainte de nașterea Domnului Hristos. A primit darul prorociei și a fost ucenic al marelui profet Ilie Tezviteanul. Istoria se află scrisă în cartea Vechiului Testament, în cartea Regilor. Tradiția spune că la nașterea profetului în Galgala, idolul păgân al juninci de aur ce era în Silon a mugit atât de tare încât s-a auzit regetul ei până în Ierusalim, ca semn că cel născut va strica idolii cei ciopliți. Copilăria și tinerețea lui le-a petrecut lângă părinții săi, ajutându-i la munca grea a câmpului. Ca proroc a binevăstit voia lui Dumnezeu către popor, a mustrat pe cei nedreți, a certat pe asupritori, a îndreptat și a vindecat mari suferințe omenești din timpul său, Dumnezeu lucrând multe semne pe mâna profetului acestea, Elisei. A înducit apele cele amare din Ierihon, a înviat morți, a curățat de lepră pe Neeman sirianul, iar după ce a murit, numai atingerea de moaștele lui a înviat pe un mort necunoscut. Toate acestea îl fac de pomenit după înălțarea Mântuitorului Hristos, pentru că în felul acesta se încheie prin înălțarea Domnului și șederea Lui de-a dreapta Tatălui un întreg ciclu profetic, acel al promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o poporului Său, că nu-L va lăsa niciodată singur și că îl va naște pe Cel care va birui pe Satan. În taina acestei zile, prima după înălțare, îngăduiți-mi să vă aduc aminte că poate ieri ar fi trebuit să subliniem un pic mai mult și onorarea familiilor celor care au pierit pe câmpurile de război. Într-un fel sau altul, totdeauna când prăznuim pe cei plecați, trebuie să-i prăznuim și pe cei rămași în așteptare, pe cei care niciodată n-au mai reușit să-i cuprindă în brațe și să se bucure de el. Nu-i vorba doar că sunt bunicile sau străbunicile noastre care i-au așteptat pe bunicii sau străbunicii noștri, ci este vorba că un neam se construiește din astfel de împliniri și din astfel de așteptări. Ceea ce ne învață povestea zilei de astăzi este că uneori merită să aștepți chiar și 1000 de ani să se împlinească o profeție, având încredere că Dumnezeu nu minte niciodată și că este fidel hotărârii sale. În ciuda zgomotului de oraș, a zgomotului continuu în care ne desfășurăm viețile, mințile noastre trebuie să fie legate tot timpul de umbra de lumină a promisiunii lui Dumnezeu că este cu noi. Iar când Dumnezeu este cu noi, nimeni nu ne poate sta împotrivă. Mâine este o nouă zi.